Bun găsit, stimați telespectatori urmăriți, bună seara, Voivodină! În cadrul ediției din această seară, pe lângă emisiunea Contact, vă supunem atenției încă trei reportaje. Festivalul de diplomație culinară, o poveste despre meșteșuguri care mereu dispar și încă unul despre clubul pensionarilor din Sân Ianeș. Iar acum, emisiunea Contact. Săptămâna viitoare, la Ovcea, va avea loc festivalul de făcut românesc al copiilor din Voivodina. Cum decurg pregătirile, care este programul festivalului și mai multe detalii, aflăm de la oaspeții emisiunii. În studio, Dorel Cina, președintele Consiliului Executiv al Marelui Festival. Bună seara! Bună seara! Domnul Petru Popa, președintele Comisiei Artistice. Bună seara! Bună seara! Și totodată, stimați telespectatori, anul acesta, Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina va avea loc la Sărcia. Cu noi în studio este și Marin Jivoin. Bună seara! Președintele Bună seara. Comitetului Local de Organizare al Marelui Festival. Mai întâi doresc să vă mulțumesc că ați acceptat invitației noastre să fiți oaspeți emisiunii Contact. Și spor la treabă pentru toți. Mulțumim. Deci, cum am spus, la Ovcea, săptămâna viitoare va avea loc Festivalul Copiilor. Cum decurg pregătirile festivalului? Sunteți pregătiți? Veți fi gazde bune? Sperăm. Bună seara, în primul rând. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă mulțumesc că întotdeauna ați fost alături de noi. Pe data de 8 și 9 iunie, cum e cunoscut, se va desfășura ediția 6-a Festivalului de Folclor a Copiilor din Voivodina. Ovcenii de data aceasta sunt gazde. Sperăm să fim gazde bune. Pregătirile sunt finalizate. Doar avem repetițiile cu soliștii vocali și instrumentiști care vor participa. Și totodată pot să vă spun că pe data de 1 iunie, 2 iunie, 5 și 6 va avea loc repetițiile la Căminul Cultural din Ovcea, la orele 18. Deci patru repetiții în preajma festivalului. Patru repetiții din cauza că avem 73 de soliști vocali și instrumentiști care au trecut preselecțiile. Uh-huh. Așa că majoritatea dintre ei sunt informați, dar pot și să vă spun, 1 iunie... Se poate să facem cunoscut da, tuturor. 1 iunie, Coștei, Ovcea, satul nou, o parte din satul nou. Da. 2 iunie, are la Căminul Cultural din Ovcea, Toracu, Ecica, satul nou, Ovcea. Pe data de 5 iunie, Glogoniu, Vârșeț, Grevenaț, Uzdin, Sârșia, Sân Mihai. Pe data de 6 iunie, Nicolinț, Petrăvăsăla, satul nou. Și atunci rămâne o zi de pauză ca pe 8 și pe 9 să aibă loc festivalul. Am încercat să facem repetițiile înainte să nu fie în ziua, chiar în ziua lui festival, din cauza că e obosător și pentru soliști vocali care trebuie să vină mult mai devreme. Așa că am repartizat să fiecare are timpul lui să poată să lucre cu orchestra și să fie cât mai bun să se prezinte la festival. Sunt toți mulțumiți cu aceste date? Cu... Deocamdată, da, cât am înțeles, da. Am încercat să repartizăm care nu au putut, am făcut câteva schimbări ca să fie toți să aibă repetiție, ca să fie cât mai bun. Pentru o bună reușită a festivalului ați organizat mai multe comisii și comitete de organizare. Da, Comitetul Local de Organizare e format chiar când am, la ședința de 20 februarie, când am fost ales de președinte și când s-a hotărât să fie Ovcea gazda Festivalului de Copii, imediat după aia s-a format Comitetul Local de Organizare, care are un fel de experiență, având în vedere că în 2013 am avut Festivalul de Copii și cât am auzit din lume a fost o ediție foarte reușită. Sperăm să fim gazde și acum bun, așteptăm pe toți cu brațele deschise. Dacă ceva nu fie bun, vă rog, ne iertați, dar încercăm să fie tot posibil, tot să se simtă ca la ei acasă. Festivalul are loc două zile, deci pe 8 și 9 iunie. Câți sunt la număr copiii care vor veni la Ovcea? Aveți, este cunoscut numărul lor? Da, soliști vocal și instrumentiști, 73, domnul Petru Popa, da? Știe mai bun. Avem anunțați 15 școli, căminuri culturale, societăți culturale, în jur așteptăm în jur de 1000 de participanți. Acum o să vedem cum se desfășoară. Așa sunt anunțați și mă bucură că toți vreau să vină la Ovcea.
Ovcea să fie centrul acum, așa că sperăm să fie o ediție foarte reușită. Ambele programe încep la orele 17. Da. Cu aia că în prima zi, în 8 iunie, da. Și în ambele zile avem manifestări adiacente, dar în 8 iunie am planificat dezvăluirea plecii memoriale Traianul Vihelianu Glumă, care o înființat societatea culturală, un activist cultural care tot Banatul știe, dar și mai departe, în lume a fost cunoscut ca doinitor, ca om, viața culturală s-a dedicat-o muzicii și tot așa. Înseamnă la orele 15:30 o să fie evenimentul. Da, iar că apoi la 17 să înceapă programul. De acolo să pleacă la manifestarea adiacente, unde am încercat și vrem să facem cu port popular, cu femeile. Deci o expoziție. Expoziție, da. E planificat că participanți în această zi, care asociațiile femeilor sau asociațiile care vor să vină, pot în ziua să facă, o să fie expoziție pusă în față, în aer liber, o să fie în fața căminului. Iar după aceea toți plecăm la program. Deci așteptăm un timp frumos pentru sperăm, a fi... Sperăm, ne rugăm la Dumnezeu să fie tot bun, ca să iese tot așa cum am planificat. Iar programul festivalului pentru ambele zile este stabilit? Da. Cum am și menționat, în primul rând o să fie soliștii vocali și instrumentiști de la orele 17. Da. Iar după aceea o să fie... orchestrele, grupuri vocale, coruri, după aia se pleacă la dansuri și montaje folclorice în final. Așa că, având în vedere că este categorie împărțită după categorie, o să încercăm de la cei mai mici până la cei mai în vârstă copii. Aproximativ cât va dura programul, deoarece a fost experiență ca să fie mai multe ore? Păi, și dacă mai multe ore, noi avem răbdare să-i ascultăm pe toți și cred că e principalul că avem atâția copii care vor să participe în așa ceva și sigur că au sprijinul nostru și a Consiliului Executiv al Marelui Festival și a societății și a toată lumea. Da. Domnule Popa, au fost organizate preselecțiile pentru acest festival. Unde au fost organizate? Deci, atât domnul Cina a spus numărul, iar cât au fost în total care s-au prezentat? Păi, preselecțiile au fost la Coștei, da, la Ovcea și la Sărcia, da, Sutiesc. În total au fost 82 de copii, adică, da, și din 82 Comisia Artistică a primit... au trecut sau sunt primiți 73 de copii. Soliști vocali și soliști instrumentiști. Mai mulți sunt soliști vocali decât instrumentiști și cred că și mai multe fete sunt decât băieți. Da. Poate sunt mai mulți băieți la soliști instrumentiști? Da. Avem o fată la chitară, cred că, da, și o fată din, cred că, din Iecica la vioară. Care este instrumentul care este mai frecvent, care mai mult... În general, acordeonul. Da. După aia vine vioara. Da. La vioară câțiva avem. Și așa, fluier, chitară, acordeonul cel mai mult. Iar ce ne puteți spune despre acești participanți? Au venit ei pregătiți la audiție? Da, nu am spus la început, dar cred că nici nu e așa de important. De toate audițiile care au fost, preselecțiile, da, au fost prevăzute pentru Festivalul Copiilor. Dar totuși au venit și participanți pentru Marele Festival. Și dacă facem o comparație, mult mai mulți copii au venit în afară de adulți la Festivalul Mare. Da. Și mult mai pregătiți au fost copiii. Copii. Și mai drăguți, da. Au venit pregătiți, că el a venit cu un cântec sau cu două, dar da, a venit pregătit. Da. La Festivalul Mare, puțin 20 și ceva de soliști în total avem, nu sunt mulți, probabil că nu știu ce o să facem, o vedea. În tot cazul, copiii sunt drăguți și de la clasa 1, de la grădiniță până la clasa 8, bine pregătiți. Nu în toate satele la fel, asta e păcat, dar... depinde de profesorii care lucrează cu ei, profesorii, părinții, societățile culturale, în general, asta pozitiv
copii. Totuși avem foarte mulți copii care sunt un viitor bun. Iar ce ați luat în considerare atunci când i-ați apreciat? Sau să amintim mai întâi da. Și membrii comisiei artistice care au evaluat pe copii. A fost Minu, Minecică, da. Bugar, da. Lidia Cina. Grațian Petru. Grațian Petruici, Doru Ursu da. Și eu. Și deci ce ați luat în considerare? În considerare am luat, în primul rând, să cânte curat, adică intonația, da. Să aibă auz muzical, în caz că nu are atunci nici nu are rost să vină. Dar, în general, toți au avut auz muzical, așa că nu e nicio problemă. Repertoriul depinde de cântec. În general, preferăm și bine ca să cânte muzica bănețană. Așa e, ce se cântă la noi. Dar se mai întâmplă alții că mai cântă și alte zone. Poate mai mult la soliști instrumentiști decât la vocal, dar în general ne uităm să fie Banatul cât mai mult. Iar și repertoriul melodiilor trebuie să fie adecvat vârstei copiilor și interpretărilor. Da, este adevărat, cu totul că se întâmplă că nu-i chiar așa, dar mă rog, noi încercăm să corectăm. Dar aia, din cauza asta, este dorința comisiei și s-a spus dinainte, să aibă 4-5 cântece pregătite ca să putem să alegem da. Cântece corespunzătoare. Aia ce cânti mai bine și care cele mai bune cântări, adică unul sau două cântece sunt primite până la clasa 6-a. Cântă un cântec și vocalii și instrumentiști, iar clasa 7-a și 8-a câte două cântece. Da. Dar ei totuși au venit doar cu o melodie? Nu, rar se întâmplă că vine numai cu o melodie. Poate cineva de la clasa 1-a sau 2-a. Toți au avut rezerve și alte melodii. Iar sunt acestea melodiile pe care se vor prezenta la festival sau doar la preselecție? La preselecție s-au prezentat cu două sau trei sau patru melodii. Da. Și în urma preselecției, Comisia Artistică a stabilit mai precis care melodie am primit-o și totodată sunt anunțați toți copiii, adică societățile, ca să știe cu ce cântec o să se prezinte la festival. Mereu la festival deci se prezintă aceiași copii, sunt și deci unii noi care se prezintă, dar din an în an se vede la unii că au avansat? Sigur că se vede, da. Se vede și aia mare diferență la un an, să nu spun la 2 sau la 3 ani. Și după un an se vede. Deci a lucrat și se vede că lucrând... Și lucrează și cresc și mai ascultă și ei își dau seama unde-s greșelile. La festivalul de copii, deci sunt ei tineri care în viitor și se descoperă tinere talente care în viitor pot să devină și profesioniști. Pot să devină, da. Tot depinde de viitorul lor, de părinți, dacă îi trimit mai departe la școală de muzică sau să fie numai un hobby muzică. Asta e mare diferență. Copii avem talentați. Sunt, deci. Dar trebuie lucrat cu ei. Trebuie lucrat. Întotdeauna. Și ei singuri să lucre și să meargă mai departe. Să fie sârguincioși. Și să, dacă s-ar înscrie o școală de muzică, aia mult înseamnă. Iată, este la domnul Cina în familie încă doi muzicieni. Deci, un exemplu bun. Da. Ați avut răbdarea ca să fiți alături de fiicele dumneavoastră pentru a deveni... Da, cum să nu? Cum să nu? Fiecare părinte așteaptă copilul să merg, în special când sunt micuți, drăguți. Încearcă, vreau să se prezinte cât mai bun. Eu sunt foarte bucuros că toți este participanți și că cu nerăbdare așteaptă să se prezinte pe scena din Ovcea, nu numai la Ovcea, numai la festival. Pentru ei o sărbătoare, într-adevăr, foarte mare, ce și eu este, într-adevăr, și cu nerăbdare așteaptă. Chiar după teren am văzut cum funcționează și cum... Îi așteptăm cu drag pe toți. Iar dumneavoastră când ați început la acordeon, unde v-ați lansat? La ce festival a fost atunci? Ce festival a fost? Prima dată ca solist instrumentist am cântat la Legunar în anul 86. Da. Și de atunci am fost cu regularitate la fiecare ediție. Dar înainte de aia am fost în formație de dansatori, trupa de dansatori. Așa că am crescut într-o familie, cum am menționat,
tatăl meu și, unchiul, Traian Dăchineanu Glumă, au fost acolo și am crescut la, societate, așa că vrând nevrând am fost. Și iată că ați ajuns acum să fiți și președintele festivalului. Deci doar mereu. O obligație mai mare, dar da. O obligație frumoasă și sper să fac față, având în vedere că domnul Roman Bugar, care a fost președinte, o a dus la un nivel foarte înalt. Asta la un loc cu prietenii noștri din Consiliul Executiv, care cu toți s-au dat truda ca să cât mai bun să funcționeze. Sigur că este scăperi și va fi și pe parcurs, dar încercăm să le eliminăm și să lucrăm. Suntem o echipă foarte bună, care eu sunt foarte mulțumit cu ei. Cu această ocazie vreau să-i salut, că fiecare dintre ei își dă mod aparte ca să funcționeze tot asta cum trebuie. La Sărcia, care este în momentul de față situația cu societatea culturală? Se prezintă copiii la Festivalul Copiilor? Copiii din Sărcia se vor prezenta în Novcea cu un grup vocal și soliști vocali. Da. Sunt în plină pregătire pentru acest festival. Să sperăm că se vor prezenta în cea mai bună ediție, cum e zis, să ocupe și vreun loc pe acolo, să se arate buni. Iar acum, mereu la Sărcia, încep și pregătirile pentru marele festival. Toți cu nerăbdare așteaptă ediția din acest an, deoarece de mai mult timp nu a fost organizat festivalul la Sărcia. Acum două zile ne-am întâlnit cu domnul Dorel și am stabilit, putem spune, o dată a ținerii festivalului. Deci pe 17, 18, 19 august, ediția 57, festivalul mare, Marele, muzică populară și jocuri din Voivodina, se va ține la Sărcia. Deci, definitiv, data definitivă. Deci 17, 18 și 19 august, trei zile. Festivalul la Sărcia. Da. Ce zic setenii, ce au zis adică setenii atunci când au auzit că festivalul va avea loc la Sărcia, primele impresii lor? Primele impresii erau puțin sperietoare, pentru că festivalul la Sărcia nu s-a mai ținut din 97, adică exact 20 de ani. Uh-huh. Însă, în ultimele zile, reacțiile sunt foarte pozitive. Locanicii de-abia așteaptă pregătirile și ținerea festivalului. Deci a avut loc o ședință unde ați fost ales în calitate de președinte al Comitetului Local. Cine mai sunt în această comisie? Suntem patru din Consiliul Local și încă patru membri care sunt activi în societatea culturală și care vor ajuta să organizăm acest festival. Cu experiență? Da. Care au mai luat parte? Da. Da. Societatea culturală din nou și-a reactivat. S-a reactivat și acum pregătesc ceva pentru festival, ceva nou? Societatea culturală, știind că Sărcia nu a mai fost participantă, sigur, cel puțin 10 ani, chiar și mai mult, cu dansuri, deci la un festival, încercăm reactivarea. Sunt chemați 27 de membri, vedem mâine seară se va ține ședința cât se vor prezenta din foștii dansatori, să vedem cât se vor prezenta și să încercăm să reactivăm societatea culturală în plină lumină, cum e zis, și să se prezinte la acest festival așa cum trebuie, ca un gazdă bun. Desigur că luați parte și dumneavoastră, o să-i supravegheați? Sigur că da. Sprijinul o să aibă în toată privința, am spus, Consiliul Executiv al Marelui Festival și personal, fiecare dintre noi o să le ajutăm maxim ca să scoate tot la bun sfârșit. Ați menționat, domnule Popa, că au fost mai puține, deci soliști vocali și instrumentiști la acest festival. Se vor organiza și alte preselecții pentru unii dintre ei care n-au putut veni. Te gândești la Marele Festival? La Marele Festival, da. După cât eu știu, nu, preselecțiile au fost. A, deci numărul. Da, definitiv, așa că nu se mai fie. Vom vedea ce o să rezolve. Iar programul, deci trei zile, cu începutul la orele 20, se pregătește ceva, un program de inaugurare? Nu am stabilit încă exact o oră de începere, cred că nu. O să ne înțelegem și să programăm exact, nu știm deocamdată, deci doar datele și între timp o să fie anunțat
publicul când o să fie începerea și deschiderea festivalului. Iar acum să revenim la Festivalul Copiilor. Programul deci este stabilit, să mai rămâne de spus juriu, pe care va aprecia pe tinerii noștri. Da. După juriu, domnul dr. Niță Frățulă, președintele juriului, domnul Petru Popa și un coreograf. Așa că, și cum a fost și până acum, ei o să urmărească programul ăsta care e, într-adevăr, mare. Și nu bogat. Absolut bogat, da, nu e absolut ușor, dar eu cred că o să facă toate cele bune să fie tot la locul lui. Iar Ofcea pregătește ceva special pentru inaugurare? Avem programul de joi, Ofcea are programul inaugural, după care o să înceapă partea competitivă. Iar numărul localităților de unde vin toți? De jur cu școli, cu societăți, cu căminul cultural, în jur de 15. Sunt unele localități de unde nu iau parte, nu sunt participanți, dar și vă este ciudat lucru că nu au venit. Păi, din păcate, este localități, dar sperăm că, ca și cum se reactivează la sărșie, așa să fie și pe metrizul să reactiveze. Este problemă, într-adevăr, pe teren la fiecare noi, care acum vorbesc din partea de societate culturală, că sunt și președintele societății culturale. Într-adevăr, trebuie să depunem multe eforturi și se întâmplă schimb de generații, se schimbă că este majoritatea fete, mai multe fete sau mai mulți băieți, indiferent. Așa că este cu ani se schimbă și se ajunge la, de exemplu, la orchestră. Da? Trebuie să treacă ani. E foarte greu ca să faci orchestră, să ai din localitate, chiar este copii care merg la școlile de muzică, dar toate ajung la locul lor. Și chiar că Tioșul meu este și la marele festival, localități care nu au participat de ani de zile, dar care m-au contactat și au spus că vor să participe. Da. Este vorba de două localități, da, care sper că o să fie așa cum am planificat să participe și de toată stima și respectul. Că e foarte greu viața culturală ca să se organizeze, dar până muncă și până voință, tot se face. Iar Ofcea a fost unicul stat care a depus că vor să organizeze festivalul și iată, care este opinia dumneavoastră? Din păcat, tot mai greu e ca să stimulezi să fii organizator la festival. E o muncă sistematică foarte grea ca să organizezi, dar nu-i sperietoare. Noi ne-am decis ca să organizăm iar festivalul de copii, având în vedere că trebuie să spun că nu avem mare experiență, dar totuși am avut o experiență care tot ce le-am pus Comitetul Local de Organizare, tot ce le-am pus la locul lor în foarte scurt timp, din cauza că fiecare a avut obligația lui de aici și așa că au știut care și ce trebuie să facă, le-am repartizat și le-am finalizat. Așteptăm chiar numai data de 8 ca să începem. Să înceapă festivalul. Da. Domnule Popa, dumneavoastră, deci urmăriți de foarte mulți ani. Cum a evoluat acest festival, după opinia dumneavoastră? Se vede o avansare de la iată în urmă cu câți ani și iată până la ediția de anul acesta? Păi se vede. Trebuie amintit, adică mulți nu știu că, de exemplu, primul festival al copiilor a fost organizat la Sân Mihai. În urmă cu? Păi eu cred că în 93, dar nu mi-s sigur, da, când a fost și marele festival, tot acolo, da, dar au fost cu totul alt fel, adică au fost numai soliștii vocali. La radio, pe timpul ăla, s-au făcut înregistrări de muzică nouă, da, scrisă pentru copii, cu autori de aici, de la noi, din Voivodina, când e vorba și de text și de muzică. S-au înregistrat la radio, da, în arhiva radio, se păstrează destule înregistrări, da, și totodată ne-am gândit, hai să încercăm să facem un concert. A fost primul festival la SME, s-a organizat, da, ca după aceea să nu s-a mai întâmplat nimic, adică nu s-a mai organizat, ce-i păcat. Din nou s-a început, cred că primul a fost acum la Coștei, nu? Da. Cu
mai multe, adică pe lângă soliștii vocali și instrumentiști și formații de dansuri, coruri și așa mai departe. Orchestră, da. Ce-i bine, da. Și merge pe un drum bun. Da. Să ajute cât se poate din partea Consiliului, adică formația mai restrânsă orchestrală, da. Care acompanează toți soliștii. Deci, și asta mult înseamnă că nu-i tot una să vină un solist să cânte cu o formație, de, cu un acordeon sau două acordeoane sau cu formație mai cât mai mare. Cu totul altfel se simte solistul mai sigur. Iar ce, care este opinia dumneavoastră? Ce credeți? Ce îi facă pe cei micuți atunci când urcă pe scenă ca să fie buni, că vreau să se dovedească bine? Păi cei mai mici cred că nici nu-și dau seama ce se întâmplă. Ei vin să cântă și n-au nicio frică. Mai mare frică au ai mari decât ai mici. Poate de aceea nici nu s-au anunțat atâți soliști vocali și instrumentiști pentru Marele Festival. Pentru Marele Festival. Cred că nu. Aici e altă problemă, dar n-are rost ca cu altă ocazie. Da, cu altă ocazie. Dumneavoastră, domnule Jivoin, sunteți activi în viața culturală a localității Sărcia. Păi sunt în urmă cu vreo 2-3 ani, sunt membru la Societatea Culturală și sunt activ. Pot zice că sunt activ. Ați luat parte în trecut la festival? Păi ca copil mic am luat parte la festivalul în anul 85 ca la acordeon. Am cântat atât. Un festival pe care îl țineți minte. Îl țin minte foarte bine. Și acum, anul acesta, poate o să apare țară pe scenă. Nu. Nu. Doar... O să apară sigur pe scenă. O să apară... Dar nu pe acordeon. O să apară sigur pe scenă. Iar acum Ovcea, nu, a organizat Ovcea Marele Festival? Da. Da. În 78 a fost, 98 și ne-ar veni în 2018. Așteptăm atunci anul viitor? Să sperăm. Sunteți gazde bune. Acum organizați festival. Acum e ocazia să vedem cum ne arătăm la un mic festival, să știm, da, putem să luăm al mare festival. Asta în fel de o probă. Da. Sfaturi bune o să primiți și de la sigur domnul Jivoin. Da. Sigur că da. Ce trebuie sărcenții să facă pentru a fi o bună reușită, domnule Popa? Dumneavoastră aveți o experiență. În comparație cu înainte cu 20 de ani, da. Acum o să aibă o orchestră mare. Așa că e un lucru pozitiv. Deci nu au problema aia, nu au bătaie de cap cine acompaniază soliștii și restul o să rezolve. Tot vine la loc, vreau ei sau nu vreau, să apropie și o să fie bine, sigur. Și e important că s-au hotărât să ia, indiferent că ori avut dileme, da, nu, cum, e important că au început și o să fie, sigur, o să fie bine. Ce v-a determinat să preluați ediția din acest an? Schimbarea Consiliului Local, am hotărât deci să luăm acest festival și să-l ducem până la capăt cum trebuie. 20 de ani e mult, lumea se bucură, credeți-mă, la acest festival și o să-l facem să fie pe merite și să fie ținut minte, credeți-mă, pe bune. Să fie pe bune. Sunteți siguri, eu am avut ocazia să fiu la Sărcia, la festival, a fost gazde excelente și cred că și acum să fie. Să revenim acum la sfârșitul emisiunii Contact, la Festivalul Copiilor. Deci 8 și 9 iunie, iar toți acești micuți așteaptă cu nerăbdare premiile. Iar premiile vor fi acordate cum? Da, există, dacă îmi permiteți. Da, se poate. Nu, nu? Există, după regulament care e, 3 premii celor mai buni soliști vocali pentru categoriile 1, 2, 3. 3 premii celor mai buni soliști instrumentiști pentru categoriile 1, 2, 3, un premiu celor mai tânăr participant, 3 premii celor mai bune formații de dansuri, 3 premii cel mai bun montaj folcloric, un premiu pentru autenticitate, un premiu pentru solist vocal, un premiu pentru autenticitate solist instrumentist, premiu pentru cor 1, 2, 3, cele mai bune orchestre, și sigur că marele premiu. Iar premiile unde vor fi acordate? Premiile, cum e stabilit la emisiunea Teleclub, pe data de 11 în emisiunea la dumneavoastră.
Așa am făcut în urmă cu 2 ani, anul trecut, și așa să nu schimbăm. Și au fost, sigur că da, au fost bun, au fost așa că să continuăm praxa, că a fost foarte, foarte bun. Copiii au fost bucuroși că s-au reprezentat, au fost la televiziune. Deci este scopul toată lumea să vadă că e alea minutele lor pe scenă și chiar când își premiați, asta e... Deci toți copiii vor fi chemați cei premiați, da. Dar și nu vor ști până în emisiune. Nu, da, în emisiune vor afla care, da. Ce premiu au primit. Eu vă mulțumesc pentru participare în emisiune, vă doresc mult succes mai întâi pentru organizarea Festivalului de Copii. Da. Ne vedem pe data de 8 și 9 iunie. Eu vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și vreau să transmit telespectatorilor că îi așteptăm cu brațele deschise, care Goge e liber și are bună voință și dorință să vină pe data de 8 și 9, e binevenit la Ulcea, tot la fel și pe voi, și vă mulțumesc încă o dată pentru emisiune. Invitație. Domnule Popa, un sfat pentru tinerii care se vor prezenta pe data de 8 și 9 iunie să fie mai buni, ce trebuie să facă, iată, mai o săptămână au? Nimică, să asculte cât mai mult piesele original, cine le cântă. O să avem răbdare cu ei la repetiții. Uh-huh. Repetițiile o să fie la Ovcea, cum s-a amintit. Da. Și o să aibă în spatele lor formație mică care îi acompanează, să fie sigur, deci o să fie bine. Domnule Jivoin, până în luna august ne vom mai vedea. Succes pe viitor în organizarea festivalului. Dacă mai fi invitați în emisiune, ne vom prezenta. Noi le invităm la festivalul nostru. Sperăm o reușită, lumea să distreze, să fie program de calitate din partea noastră, organizarea, sperăm să o reușim, atât. Încă o dată, data organizării festivalului? Ediția 57, Festivalul Mare de Muzică și Folclor Românesc din Banat, 17, 18, 19 august, Sărcia. Ne vedem, deci la Sărcia. Vă mulțumesc încă o dată. Iar acum, stimați telespectatori, să urmărim cum s-au prezentat unii participanți la ediția de anul trecut al Festivalului de Copii, care s-a desfășurat la Coștei.
Și acum...